Tachet în același domeniu îți înțelege foarte bine meseria și programul imprevizibil. Și acceptă foarte multe și mă suportă, în primul rând, la nivel de suportat, mă suportă foarte mult pentru că se întâmplă multe, programul e foarte încărcat, am avut o perioadă când am avut și niște filme în producție și totul era foarte strâns și ajungeam și doar dormeam și eram mut, adică nu mai aveam discuțiile alea lungi așa cum avem de obicei, da. Ați avut ocazia să jucați împreună? Da, am jucat într-un spectacol împreună, deocamdată nu în film, dar o să vină momentul, suntem la început. Spune-mi cum e să joci cu partenerul de viață, ai mai multe emoții sau din potrivă ai o siguranță mai mare? E o obișnuință și o încredere pe care o ai mai mult pentru că deja știi omul din fața ta, îl cunoști și lucrurile se întâmplă mult mai simplu. Dar în același timp suntem actori și no matter what, și dacă nu cunoști un om, tot trebuie să se întâmple treaba asta. E un mic bonding înainte și trebuie să faci să se întâmple. Camera e tot ce contează. Camera trebuie să vadă ceea ce se întâmplă acolo viu și real. Totul să fie autentic. Bineînțeles, bineînțeles. Obișnuiești, de exemplu, să o anunți când ai anumite scene de filmat care, nu știu, poate iar provoca anumite... Bineînțeles că îi spun, se face că n-aude, zice zi mai tare că nu te-am auzit și după aia trecem peste subiect. Iar când apăreau secvențele la TV, își făcea de treabă, se uita în altă parte, nu se uita neapărat acolo. Spune-mi, cum s-au derulat scenele de dragoste cu Teona și ce i-ai spus partenerei de viață? Tot a fost foarte, foarte controlat și foarte calculat, foarte decupat din partea regizorilor, adică nu s-a întrecut limita absolut deloc, a fost o echipă restrânsă la cadru și am petrecut destul de mult timp în ultima perioadă de când am aflat de proiectul ăsta și ne-am apropiat și suntem destul de safe unul cu celălalt. Contează foarte mult chimia pe care o ai cu partenerul de... Normal, contează și asta am încercat de când am auzit distribuția și știam cum or să fie secvențele, am început să ieșim, să ne cunoaștem, pentru că ne știam bună de prin facultate, dar mai mult decât atât nu, am început să ieșim, să povestim tot felul de lucruri, pentru că trebuie să se creeze acest sparkling, el nu poate fi neapărat jucat, el există. Cea mai mare provocare până acum trăită de tine pe platourile de filmare, care a fost? Deocamdată lucrurile au fost foarte chill. O să urmeze niște secvențe foarte grele, dar în momentul ăsta am avut emoții în prima zi, bineînțeles că a fost prima zi de filmare a serialului, a producției, prima noastră zi eu și Teona. Eram puțin, nu neapărat crispat, eram emoționat, că nu știam cum o să fie, ne apropiam și noi de personajele astea, încă suntem în creație, în recunoaștere, deci da. Până acum în cariera ta, când ai ales proiectele la care să te alături, ai ales, nu știu, te-ai gândit să fie un rol care să te pună în valoare, ai luat în calcul echipa sau cântări foarte mult și partea financiară și mai puțin rolul? Cred că mai mult a fost vorba de echipă și oamenii cu care lucrez și întâlnirile pe care le avem la lucru. Contează mai mult decât rolul în sine, pe care, da, fără să fiu ipocrit, mi l-am dorit. Și partea financiară, normal, dar în principal cu echipa stai zi de zi, cu echipa lucrezi, cu echipa creezi și ei sunt cei mai importanți. Ei sunt cei mai importanți. Asta este treaba bună. Până la urmă, asta ne dorim. Asta ne dorim, să facem un produs bun și spectatorii să ne iubească, să iubească povestea asta și să se uite în continuare la noi.